Ari, nu știu, registrează, nu înregistrează asta bine. Dacă bate soarele așa de tare, să-l pun aici. Sau mai bine, cred că îmi dai o vestă asta reflectantă jos, cred că de pe mine are. Nu știu, să-l pun mai bine. Să stea și asta un pic. Dă că-l pun aici. Dă-l pun aici. Dă l pun aici că l pun aici sper să mă aud. Nenică, întâmplare, întâmplătoare. Stai să-mi dau geaca jos ca să... Luca, am crezut că nu mai... Am crezut că nu se mai întâmplă povestea asta. Povestea asta cu adresele, cu... Vi... Vi după coordonate, știi? Eu tu ești coordonat. Ești, un, un ești coordonat. Tu, nu, tu nu gândești. Tu nu te uiți pe... Tu nu te uiți pe avize. Știi? Tu nu te uiți pe acte, știi? Nu. No. Astea așa ca o anexă, știi? Tu nu te uiți pe acte. Vi după coordonate, da? Eu venit după coordonate la o firmă. Am băgat chiar la firma de aici. Suntem la Roma, la județul Neamț. Eu am mai fost în zona asta la firma în care livram combustibil. Chiar aproape la, cred că nici 500 de metri de aici. E o stație Rompetrol. unde, fr unde fratele, Bounty venea cu cisterna de combustibil și lăsam la știa, motorină, benzină, descărcam. Întâmplare, întâmplare întâmplătoare, firma asta era lângă, eu am recunoscut zona și am zis, bă, vin după coordonate, vin exact la, la fix în parcarea firmei mă duce. M-am uitat în mare și pe hartă, am zis, bă, se vede clar că vin după coordonate acolo, pac, am văzut cum am așezământul să mă pun cu... <coughs> Nici nu era actualizat pe Google. Pe Google îmi dădea că e o parcare de pământ. Dar de fapt parcarea care e aici e parcarea de asta bună de... Să le iau așa mai aproape, că cred că mă, de la distanță. Mai, cred, cred că e mai bine așa. Și asta era parcarea deja amenajată, adică ca să vedeți, oameni buni, ia uitați, e acolo, e poarta, ia uitați, și ia, uita, ia, ia parcare faină, cu bitul făcut, cu dastia, nu te, nu te joci, știi ce zic? Vin aici ajung, ajung, azi noapte. Ieri am băgat în 10 ore de condus aproape, am plecat de la Timișoara. Am condus 10 ore, adică 9 ore și 58 de minute. Ajung aici, parchez, opresc program, opresc tot, bun. Vine domnul, vine pândarul la mine. Era un pândar aici la poartă, bine, băie, nu avea caracter de pandar Dar el trebuia să-și facă treaba. El toate camioanele care vi trag aici la el în parcare, el trebuie să le noteze, să vadă ce au de descărcat la ei, chestii. Eu am zis, bă, asta o fi firma, că ei era singura din parcare, coordonatele aici, coordonatul aici m-a adus, aici e și firma. N-am cum să dau greș cu asta. Bun, vine vorul vine meu la mine, zice, bună seara, nu știu ce, că cu de parcați aici trebuie să descărcați la noi. Da, corect, da, i-am arătat și actele. Actilii! cum zic ei aici, actili, vă rog, actili, i-am dat actili. S-a uitat pe acti și zice, da, bine, haide să-mi dați niște date, cum din mașină ca să venim la, să merg la poartă, la, să mă regizez la fișier. să <laughs> mă regizez la fișier. Mă duc, pac, nume firma, uh, număr de camion, număr de remorcă, număr de referință, zic că n-am, că nu, ce, mă. I-am dat lui actele, și uitați-vă și eu, pacte, că de găsit acolo vreun număr de referință, să-l luați de acolo, de pe unde bă, să uite, bă, se uită vărul, deci, bă, bă, cred că ăsta o fi cu 2-0, nu știu, pac, scrie el acolo un număr, zice, bun, acum hai să-ți fac instructajul. Băi, tate, instructaj. dar e ora 1 noapte, am zis, bă, aia m-aș băga la somn în mintea mea, zic eu, știi? Dar zice el, mă, hai să intri în fabrică, hai, zice, aici dimineața când vii trebuie să ai vestă, trebuie să ai bocanci. Și zic, hâs, Johnule, că dacă tot, mă, bă, dacă tot în mintea mea -a, așa repede s-a iscat o idee, o, am avut o sclipire așa, zic, bă, dacă tot m-a băgat, ia să-i la toaletă la băiatul ăsta, că avea și vorul treburi de făcut la toaletă, să merg să mă, ăsta, na, și să mă spăl pe mâini, să mă spăl pe față, să mă, na, ca să mă pregătesc ăsta, să fiu și eu mai fresh, așa. Da, zice, hai că s arătă, a, stai că ce face, stai că ajungem și acolo la toaletă, stai să unde e cantina, mă duce la cantina, bă, mi-arată cantina, uite aici ai apa, șase aparate de cafea, eu n-am văzut unul, nu, nu, șase firme cu aparate de cafea, Beți îți iei ceai în față, deci se urca undeva, în clădirea, nu se vede de soare acum, în clădirea de acolo se urca undeva la etaj, era o cantină mare, cu, cu teșghea, ceriai, adică puteai să, ca și străin să mergi să iei, să plătești de la ei, să iei, cei care erau angajați, probabil că aveau o convenție cu fabrica, mă gândesc, zice, poți să vii să mănânci dimineața, să-ți iei micul dejun, să mănânci, ai, toate, ai tot ce vrei aici. Bun, hai să și toaleta, ai și duș, zice, pa, mi-arată și duș, ai zis, bă, ești nebun, fac un duș, Uite aici, toată ziua, cum am tras, ai zis, bă, vin de fac un duș. Mă duc că mi-arată tot în prezintă, zice bine, dimineața la ora o fi eu o să ies de pe tură, dar îi zice la colegul meu și dacă n-ați mai ai nevoie la baie, dacă ai nevoie de, de mâncare, tot vizi, cer voie, te lasă să intri, că ești înregistrat. Gata, șef. Pac, i-am luat și o cafea la șef, că avea de stat până la 6 dimineața, era o unu noapte, am zis, haideți că vă iau și o cafea, dacă tot mi-ați făcut așa, așa o, o, o ospitalitate. Zice, da, mulțumesc, să româna, pac, frumos, gata, ne-am înțeles, vin la cabină, bac, țac, țac, sting, becul, buf, mă Dimineața mă trezesc, mă duc, iar vorbesc cu colegul, să mă înviorez, să mă alea, <coughs> să mă cer la baie, înviorare, mă primește, mă duc sus la cantină, iau de mâncare, pa, frumos, cafea, pa, condiții, șoferie, pe România, loc, Taist, mai bine ca la Autohof. Ca după un timp, la ora 8, sună telefonul. Nu, era un număr de-asta de Vodafone. Cine mai? Am anunțul pe OLX că vând ghete și de astea, știu eu. Mai vând ceva și eu pe OLX, câte o ramă, câte o ștangă, câte o. Credeam că e de acolo. ce? da. Zice, de ce nu sunteți la descărcat? Direct o voci. Zic, băi, tată, stai puțin. Că eu stai așa, că eu sunt registrat la voi. M-am registrat la poartă, cum adică? Acum am... Am explicat că trebuie să-mi fac pauza numai la ora 9 jumate am program, chestii de Zice, nu, că tu nu ești unde trebuie. Zice, noi de la șapte te așteptăm aici. Zice, stai așa, am pictat. Ia mai ziceți dată, care, unde, ce adresă, cum, mai să confruntăm adresele. Zice, păi tu unde ești? Păi eu sunt aici, am parcarea de la ZF Industrie pe lângă strada Ogoarelor. Eu așa știam, că auzisem de stradă. Dar nu contează, eu am după o coordonată la firma dumneavoastră. După coordonate sunt aici. Zice, nu ești la nicio coordonată. Tu ești exact fix peste parcarea de noi. Vedeți gardul din spate. Acolo era firma. Aici e firma. Ăștia mă așteptau de la șapte. Eu la șapte eram la la cantină, beam ceai, mă simțeam bine, mă la toaletă, mă scremeam alea, mă, vai, mă aranjam, știi? Cu toate. Ăștia mă știu aici, cu să descarc un utilaj, am un utilaj, o piesă de asta din Statele Unite aduse ceva, mașinărie de vreo 5 tone jumate, mă așteptau ăștia aici, au adus și Macara. Eu cu vărul meu aici la poartă, mai glumeam, mai, că a, că ce, că mai plouă, că mai ninge, că pa, ce viață. Băi, și asta zice, păi hai de tata să-ți fac aici ce bai că stăm după tine, bai că vine acum, gata. Și băi m-am ieșit de la asta. I-am explicat și la vorul meu aici la poartă care e situația. I-am zis, bă, vorul meu e belissimo E yeah, belisimo, uite cine m-a sunat, i-am explicat toată situația, zice, vezi că e peste drumă ea, dacă e... Păi da, băi, vărule, da te... nici colegul tău nu s-a uitat azi noapte, că colegul tău azi noapte era preocupat să-mi facă instructajul, să-mi prezinte fabrica, procesul, flow de producție, tot. Păi da, ah, că l-am prins pe vorul de pe al doilea. Și da, nu s-a uitat nici el, l am crezut că și eu, zice, ben, ha, du-te, m la ăștia, zice, bagul l -a descărcat acum. Zic, stai așa puțin, șeful, că nu avem program. 9 la 9 jumate, cât e ceasul? Acum mai 9. Acum, când am vorbit cu el acum o oră, era 8. Mai trebuie o oră jumate să stăm. Zice, fă-ți pauză așa. Băi, dar nu pot să, deci nu. Deci, vii după coordonate, când te coordonezi, băi, când te coordonezi, e bine să te mai confrunți și cu altceva, cu cât o foaie, cât un aviz, cu tot asta. Și eu de obicei așa făceam, nici nu mergeam, confruntam adresa, numărul străzi de pe să bată cola de la poartă, să tot codul poștal, după să fie totul exact, să bat și atunci veneam. Nu, acum nu știu, am avut o chestie, am zis, bă, știam zona, repet, am mai descărcat combustibil la o stație de carburant aici aproape la Rom Petrol, știam zona, am zis, bă, știu eu pe acolo unde să mă parchez, repet, aici era cândva o parcare de pământ, nu era cu bitum trasă, m și mirat că ei au refăcut -o, au făcut-o mișto acum cu E bine cu mâini. Și eu am văzut și de pe Google Maps, de pe post de satelit, acolo mai parchează camioane. Și lângă dita mai fabrica, ZF. Dar am zis, bă, când am ajuns și o și venit vărul la mine să mă înregistreze, am zis, bă, fără îndoială, că asta e. Doi la mână, i-am dat tactele la văr. La vărul pândar de la poartă. El când s-a uitat, că n-are scrie în regulă, m-a înregistrat, a zis, bă, nu mai, dacă l ai verificat, o găsi și număr de referință, de, de a zis că asta e. Erau băieții de aici. Fui, uite așa, am intrat la ZF, le-am văzut și cantina, le-am văzut toate utilitățile, nu, lume de treabă, oameni, oameni cum se cade. Între timp a venit un șef aici de mi-a zis care cum stă treaba, m-a lămurit și el, M-a trimis unde trebuie. Eu deja știam că vorbisem cu asta. Asta e. Mergem mai departe. Acum trebuie să ajung la Buzău. După asta, după ce descarci, trebuie să ajung unde trebuie numai. Aia v-am popat, v-am lăsat numai bine.